Am deschis link-ul, iar de acolo au sărit videourile cu mine goală, în posturi intime. Ochii mi s-au umplut de lacrimi. Mă întrebam cum, de unde, cine, poți oare să distrugi ceva ajuns pe internet? M-am refugiat în muncă ca să ignor reacțiile din online. În pauzele dintre atacurile de panică, uneori îmi reușea. Aveam o mână de prieteni care mi erau alături și mă asigurau că totul e trecător. Am înțeles amploarea abia în zilele următoare. Lângă mine oprise o mașină, iar un bărbat a coborât geamul și mi-a stricat că îi place cum dansez. La restaurant auzeam cum sunt bârfită. Simțeam că imaginile cu mine sunt peste tot, iar pământul îmi fuge de sub picioare. Am mers la psiholog, am luat antidepresante. Ele mă țineau pe linie de plutire. Bunica era atacată din toate părțile cu întrebări. Ce se întâmplă cu nepoata dumneavoastră? Cum se poate așa ceva? Asta a pus capacul și am mers direct la poliție. Acolo am fost întâlnită cu comentarii ironice și am înțeles că fără un avocat bun n-am nicio șansă. După câteva luni și zeci de vizite umilitoare la poliție, cel care îmi sparse contul de Instagram, înfrase videourile și le făcuse publice, fusese pedepsit. A fost o cale lungă, dar am reușit. Iar acum îmi doresc din tot sufletul ca nicio fată să nu cunoască acest coșmar.